cu renume internațional, bine apreciat și cunoscut în toată Europa și chiar și mai departe. Dumneavoastră sunteți prietenii noștri și ne bucurăm să ne onorați în această seară și să-mi dați voie să prezint pe cei datorită cărora am putut să vă mijlocim această frumoasă întâlnire. Este vorba de colega noastră de la Biblioteca Mediaș, Antonella Sofia Bazu, de la Biblioteca o biblioteca din Anucă, se spune omul sfințește locul și Antonella este unul din acei oameni care a reușit să dea instituției din Mediaș o dinamică deosebită. A fost inițiatoarea unui proiect, Biblioteci Înfrățite, și un proiect în care ne-a propus și nouă să intrăm și așa s-a întâmplat, că începând de anul trecut, să zic așa, ne-am jurat credință în această misiune de a pune în evidență bibliotecile noastre și nu numai pe ale noastre, fiindcă din proiect fac parte alte 12 biblioteci, între care și biblioteca din Șopron, dar ia o să vă vorbească despre acest lucru. Îi mulțumesc foarte mult și vă rog să-i mulțumim și dumneavoastră, pentru că probabil vom mai avea împreună și alte momente frumoase. Aveți în relația cu domnul Jenel Marin de la Biblioteca Națională din București, căruia de asemenea îi mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru faptul că ne-a propus o colaborare mai susținută cu Biblioteca Națională, lucru de care, fără îndoială, veți beneficia și dumneavoastră. Maestru Cutaș Lasco, bună seara! De doamna Melania Dumnezeu, director al Galeriei de din Șopron. Și acum să-mi permiteți să le dau cuvântul ca să înțelegem mai bine întâlnirea noastră de astăzi. Antonella, te rog frumos să te adresezi prietenilor noștri. Mulțumesc mult de tot, doamne directoare. Bună seara, în primul rând, și ne bucură faptul că suntem alături în această seară și mai ales la aceste evenimente pe care le organizați în luna iulie. Sincer să fiu, sunt emoționată, pentru că este primul eveniment pe care îl realizăm, așa cum a spus și doamna directoare, în colaborare, în cadrul proiectului Biblioteci Înfrățite 2009, care se va desfășura pe parcursul a 3 ani. Din acest proiect, vreau să spun un element, este un subproiect, Cultură fără granițe, prin care am reușit să-l aducem alături de noi și la Vulcea și alături de dumneavoastră pe sculptorul Cutaș Lasco. Despre artistul nostru, vă spun, este din Budapesta și orașul de suflet este Șopron, din Ungaria. Acest oraș este înfrățit cu principiul Mediaș din luna octombrie 1993. Relațiile culturale sunt deosebit de frumoase și mai ales există o colaborare prin care cultura este pusă dincolo de granițele României și este promovată la Șopron și totodată prin artistul Cutaș Lasco, Șopron promovează cultura maghiară în România. Urmează ca în cadrul acestui proiect să vă spun mai multe amănunte domnul Jenel Marin, deoarece expoziția după această perioadă în care este găzduită la Biblioteca Județeană Dumitru Mirianu va fi dusă la București, la Biblioteca Pedagogică Națională.
Mulțumesc, Antoanela. Trebuie să vă spunem că această expoziție va rămâne la noi până pe 7 august. Vă rog, domnul. Mulțumesc mult, bună seara. Vă aduc salutul Bucureștiului și al Bibliotecii Naționale totodată, salut presa și totodată vă invit să vizitați mai mult, poate decât până acum, decât ați făcut-o până acum, Centrul de Informare Europeană, pentru că iată aveți acum un exemplu de colaborare europeană între două țări europene, prin prezența artistului de renume internațional Tudor Laszlo, aici din Ungaria, a cărei viață și activitate arată că lucrurile în artă nu sunt întotdeauna foarte ușoare. Chiar anul de naștere a fost un an cu totul special în istoria Europei. A fost anul de început al unui război civil spaniol teribil, 2 milioane de morți. A fost apoi un an extraordinar pentru Ungaria, dar nu numai pentru Ungaria, și pentru România și pentru restul Europei, 1956. Între timp, artistul alesese între a face medicină și a face arte plastice, a ales, după cum vedem cu toții și veți vedea și dumneavoastră parcurgând expoziția, a ales artele plastice și a ales în mod fericit. Avem bucuria să avem aici lucrări extraordinare, cu totul speciale. Eu care am participat la mai multe vernisaje de acest tip în România, vă pot spune, vă pot certifica, este una dintre expozițiile de cea mai amuținută prezentă în țară și iată o aveți începând seara aceasta, cu momentul festiv al sărbătorilor de la Vâlcea, de la Râmnicu Vâlcea, o aveți aici la dumneavoastră. Grație celor două biblioteci, Biblioteca Județeană, Altimi Vireanu și Biblioteca Municipală Mediaș. Aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte despre impresiile mele asupra lucrărilor. Mi se par niște lucrări cu totul deosebite, care surprind ipostaze, cum veți vedea, ale vieții cotidiene. Avem un umanism vin aici în lucrări, prezent, și cele câteva teme, să spunem, pe care le veți regăsi văzând lucrările, vă vor aduce în față copii, în postaze mai triste sau mai vesele, tineri, și apoi, în special, domnișoare și doamne, pentru că avem aici un artist maghiar dedicat reprezentării femeii în mai multe postaze, cum spuneam, și care este elementul principal pe care această expoziție vrea să-l surprindă.